care astăzi ești în locul acesta, te-am ridicat, te-am ajutat, te-am sprijinit. Dă-i putere. Dar uită-te și bagă de seamă la toate lucrurile cum le faci. Pentru că vreau să le faci cu băgare de seamă, cu teamă și cu cutremur. Pentru că și iată, pe această cale am mers eu. Aleluia. Pe această cale de multe ori am plâns. Aleluia. Pe această cale nu sunt plăceri. Pe această cale de multe ori ești împroșcat cu vorbe. Te lupta în folo de menegat. Dar caută și te lupte ca să poți duce mai departe. Așa și ți-am încredințat, zice Domnul. Pentru că și iată, s-am încredințat. De multe ori mei turne, lucruri care astăzi par la unii ușoari, dar iată te-am pus așez jug pe grumazul tău și iată tu nu ești singur, de vei trage cu mine la fel, eu sunt acela care te vei sprijini, dar dacă tu te vei opri sau vei lua înainte, eu nu sunt acolo. Tu uită-te la cuvânt, uită-te la cei care iată cum să înaintași și ai și făcut și ai și faci tu. Pune-te totdeauna în agosta manavintura, în asele menegan, în legătură cu lucrurile acestea și iată eu te voi sprijini și iată am șters, voi șterge și voi curăți acestea vorbe care vin de multe ori, pulă și vorbe așa cum se găsesc ele vremea așa. Aleluia. Și am curățit, eu rămâne curățit, zice Domnul. Și am sfințit, eu rămâne sfințit. Aleluia. Dar caută tu mai departe, trăiește în sfințenie, în curățenie și în adevăr, aleluia, ca nimeni și nici un potrivnic să nu poată, pentru că potrivnicii și duhurile care iată astăzi să războiesc, când iată vii, e gut foldu, samanagan, tur, bire de gan, când sunt eu în prezență, zice Domnul, ele trebuie să cadă în leșin și nu vor avea putere asupra ta, dar dacă ele astăzi se războiesc cu tine și găsesc la tine ceva, o fisură cât de mică, ele nu-ți va da pașe, pentru că și iată, ele au loc și eu sunt acela care vreau să te curățesc de toate lucrurile acestea, nu că n-ai fi curat, dar iată, zice Domnul, eu sunt acela sfânt și sfințenia este la îndemână, zice Domnul, în îndemâna mea și o dau tuturor acelor care o caută cu adevărat și vreau să trăiască în sfințenie, să lucreze în sfințenie și nu după placul oamenilor, și nu după placul unora sau altora, zice Domnul, de multe ori vrăjmar vei avea și chiar din casa ta, zice Domnul, la unele lucruri care, iată, ar trebui să te împotrivești și împotrivește-te tare, că și eu sunt acela care vreau să te sprijinesc și să te ajut în lucrurile acestea și potrivnicul să fugă și să nu se apropie la lucruri care, iată, astăzi unii le seamănă și iată, zic că sunt bune și sunt de folos, dar tu fugi de ele, tu depărtează-le și iată, nu te apropie. Pentru că dacă te vei apropia de lucrurile acestea, care ele astăzi nu-ți pot să-ți facă un rău. Da. Mâine, zice Duhul Sfânt, prin poftă, prin gânduri, prin lucruri care astăzi oamenii sunt momiți, zice Domnul. El, vrăjmașul, va momi multe lucruri care astăzi nu le-ai făcut. Dar mâine sau poi mâine, dacă nu vei înțelege toate lucrurile acestea, vrăjmașul te va momi și el te va face să te slăbești. Iată, zice Domnul, putere, vreau să te întăresc în lucrare, vreau să-ți dau putere, dacă vei sta lângă mine, vei fi acela om care eu mă voi folosi de tine și într-o vreme ca aceasta, oamenii vor vedea într-o zi pe cine ai slujit, pentru că și oamenii vreau mulțime, vreau locuri calde și bune, dar locul unde sunt eu a fost năcaz, suferință, boale, probleme și eu vreau să știi și tu locul acela. Chemat, eu te chem în locuri ca de felul acesta, unde e trebuință, unde este nevoie și tu fă lucrarea și eu sunt acela care te voi sprijini. De vei înțelege toate lucrurile acestea,
astăzi poate îți par cumva, pentru că și iată chiar și prieteni care ți era prieten sunt de multe ori ca niște dușmani. Dar iată, zice Duhul Sfânt, eu sunt Domnul tău, eu sunt prietenul tău și vreau să te prietenești cu cei care, iată, sunteți de o părere și să lucrați în așa fel, să cauți să te faci cunoscut. Cuvântul vieții e dătător de viață și El dă viață tuturor celor care caută viață. Eu ți-am dat și este la îndemâna ta să trăiești în lumină și viață. Iisus este Domnul și Iisus a coborât în trup. Amin. Amin.